Eu vă zic bună ziua și bine ați venit la o nouă sesiune Marca Atelierul Frumuseții organizat de Farmacia Familiei și astăzi împreună cu brandul Aven. Nu mai putem să ne permitem chestiile care ne le permiteam fiind copii și fiind cu pielea perfect puternică. Deja ar trebui să ne schimbăm rutina și atunci, în special după 30 de ani, ar trebui să nu mai folosim spălarea cu apă, dar să trecem categoric la curățarea feței noastre, demacherea feței noastre cu o loțiune micelară. Adevărul că avem loțiune micelară reprezintă un produs din ce avem noi pe piață mai puternic. Este o loțiune micelară care are capacitatea să scoată și machiajul rezistent la apă. Are o componență foarte puternică ca și capacitate de curățare. Pe lângă asta, mai are și capacitate de hidratare, așa încât pielea să rămână ușor calmă și protejată după demachiere. Atunci ea, pe lângă acele micele, cum ați spus dumneavoastră, care în mod normal sunt niște surfactanți, care în mod normal undeva într-adevăr ar usca poate un pic pielea, loțiunea micelară Aven are o cantitate extrem de mare de apă termală, ea conține 97% apă termală, practic e o apă termală cu niște componente de demachiere. Și atunci apa termală este cea care reușește să hidrateze pielea și să o calmeze. După am mai trecut cu un puf de apă termală, am tonifiat, am calmat pielea, pielea ușor umezită, am și pregătit-o pentru aplicarea cremei. În primul rând, crema hidratantă se aplică pe piele perfect curată. Pentru ca să avem eficiență mai mare a cremei hidratante, este bine să o aplicăm pe piele ușor umezită. De asemenea, este bine să optăm pentru o cremă potrivită pielei noastre, tipului nostru de piele. De asta să știți că și Aven, atunci când a lansat gama de hidratare, a luat în calcul de fapt aceste momente și a creat produse special destinate pe tip de piele. Legera este produs pentru tenul combinat, Rich este produs pentru tenul uscat foarte uscat. În Leger noi avem doar componentele hidratante, în Rich, pe lângă componentele hidratante, noi avem și untul de shea, componentul care hrănește pielea. Și Rich și Leger beneficiază de complex Cohederm. Este un complex patentat de laboratoarele Aven care hidratează dinamic pielea. Dimineața noi să încercăm să optăm pe variante de produse care, pe lângă hidratare, să ne mai ofere și protecție de față de razele ultraviolete, de razele soarelui și protecție față de tot ce înseamnă impurități din mediul ambient. 80% din îmbătrânirea prematură este din cauza soarelui, din cauza expunerii necontrolate la soare, din cauza expunerii neprotejate la soare. Pe lângă aceste creme există un ser. Serumul pătrunde la nivel de derm, mult mai adânc în piele și serul are capacitatea să hidrateze mai în profunzime pielea, plus că serul mai și mărește efectul de penetrare a produsului folosit după. Aven a ajuns la concluzia că unicul ingredient momentan care poate să ne răspundă la necesitatea de îngrijire a pielei din jurul ochișorilor nu este altul decât acidul hialuronic. Acidul hialuronic, sarea de acid hialuronic, e o moleculă mare care are capacitatea să atragă apă. Conține apă de mușățel pentru a calma zona și de asemenea mai are un component decongestionant care ne ajută să elimine acele cearcăne și pungi de la oboseală. Cum se începe partea rece a anului? Am schimbat îngrijirea. Dimineața, obligatoriu, vom avea o cremă hrănitoare, seara vom avea o cremă hidratantă. Fiindcă crema hrănitoare automat ne are și efectul de protecție contra vânt frig. Atunci avem o cremă nutritivă revitalizantă care ne va avea ca și scop să ne hrănească pielea, să ne ofere revitalizare, luminozitate. Și dacă ne dorim să aplicăm un fond de ten, să știți că gama este completată și de fond de ten. E un fond de ten dermatologic, gama de machiaj este gama de machiaj medical în realitate. Ce înseamnă medical? Să se potrivească perfect și cu un tratament de acne, de rozacee, dermatită seborex sau o altă afecțiune cutanată. Să nu
fac efectul acesta de mască, să dea voie pielei să respire și în același timp o să vedeți, nu miroase, ea n-are parfum. Am venit la acest eveniment la recomandarea prietenii mele și am venit împreună cu ea. Am aflat foarte multe lucruri noi, spre exemplu, cum se îngrijește corect pielea, începând cu începutul și până la final, care sunt ritualurile de îngrijire de seară și dimineață și așa mai departe și sunt foarte mulțumită și mai revin. Trainingul mi s-a părut foarte util și ușor de înțeles, informația a fost accesibilă și a fost atmosferă plăcută.